Iar tot povestim de ceva timp, de piele, de păr. Bună dimineața! Bună dimineața! Azi vorbim de păr, de părul prea subțire, vizibil prea subțire, adică tu ca om ți-l recunoști că s-a subțiat, și despre părul electrizat. Poate ne ajuți! Acum este iarnă și mai ales în condițiile de astăzi, părul se electrizează foarte tare și se frizează și se și subțiază. Sunt multe cauze care duc la subțierea părului, printre ele alimentația, dacă nu mâncăm destule proteine, diverse medicamente, dar în acest caz ne consultăm medicul. Dar subțierea părului apare și datorită unei coafări necorespunzătoare, faptului că folosim instrumente foarte calde atunci când îl coafăm. Poate să apară atunci când vopsim și decolorăm necorespunzător părul și această subțiere a părului o remarcăm în timp. Trebuie să facem diferențierea între rărirea părului, care este dată de căderea părului, și subțierea lui. Subțierea înseamnă reducerea diametrului firului de păr și este o problemă cu care ne confruntăm foarte mulți dintre noi, atât femei cât și bărbați. Ce trebuie să facem ca să prevenim, în primul rând, subțierea părului? Pentru că trebuie să procedăm într-un fel diferit ca să prevenim subțierea și după ce subțierea deja a apărut. Există un sistem de reparare care deja este celebru în 4 pași. Este un sistem care se folosește pentru toate tipurile de păr. Este vorba despre o combinație de aminoacizi, keratină și tehnologie inteligentă. De ce spun tehnologie inteligentă? Pentru că se folosește un lipozom în care sunt înglobate toate ingredientele active și se eliberează treptat, timp de 72 de ore. Doar că acest sistem durează ceva, durează 30 de minute. El cum se recomandă? Aplică el? Se recomandă a fi făcut o dată pe lună sau dacă avem deja o problemă cu subțierea părului instalată, atunci putem să-l facem și o dată la 2 săptămâni. Sunt 4 pași, fiecare dintre ei se mențin câte 5 minute pe păr. Primul pas constă în curățarea în profunzime a părului. Se folosește un șampon care ne deschide foarte bine cuticula. Clătim foarte bine, tapotăm cu prosopul, după care venim la pasul al doilea, care înseamnă închiderea cuticulei. Se folosește un produs cu un pH între 2,5-3,5. Uitați-vă, vă rog, la pH-ul produselor. Întotdeauna când vedeți un produs sau vreți un produs care să închidă cuticula și să dă un aspect foarte frumos părului, acesta trebuie să aibă un pH mic, acid. După care venim cu un produs care penetrează în interiorul firului de păr și îl repară. Îl ținem din nou 5 minute, îl clătim. Dacă părul nostru este foarte deteriorat sau foarte subțiat, repetăm pasul 2 și pasul 3 și ultimul pas înseamnă, de fapt, sigilarea cuticulei în așa fel încât să avem un păr care să arate foarte bine și la fel îl punem pe păr și îl menținem 5 minute. Acest sistem este dovedit științific că reduce cu 65% ruperea firului de păr și reface și dă foarte multă elasticitate părului subțiat. Deci sunt 20 de minute, 25 de minute din viața omului, dar o dată pe lună eu zic că merită, pentru o treabă care chiar se vede. Absolut, chiar se vede. Dacă de foarte multe ori avem alternativă foarfeca sau sistemul de reparare. Este un sistem acolorizat, chiar se văd și vă recomand, dacă încă nu aveți încredere și nu vreți să vă achiziționați toate aceste produse, mergeți odată la un salon, solicitați acest sistem de reparare, nu costă foarte mult, o să vedeți cum arată părul dumneavoastră după aceea și o să vedeți că chiar merită. Cum facem cu electrizatul? Deși, nu știu dacă ne afectează foarte tare electrizarea. Deloc bine, pentru că sunt acele fire rebele care ne dau acel aspect de arici și nu arătăm deloc bine, părul pur și simplu nu ne mai ascultă și el se încarcă cu energie statică și putem să folosim ulei. Uleiul este foarte potrivit pentru părul care se electrizează. Ni s-a electrizat părul, luăm ulei de păr, cum ar fi acesta ulei de argan, dar putem să folosim și alte tipuri de ulei, aplicăm în palmă, îl încălzim și îl aplicăm pe lungim și pe vârful. Și există, în ultima vreme au apărut foarte multe produse leave-in. Produse leave-in, cum ar fi acesta,
care au o textură foarte ușoară. Acestea sunt potrivite și pentru electrizarea părului, dar și pentru părul subțiat. Au o textură foarte ușoară, vedeți, de-abia... Ah, e ca un lichid, de fapt. E un lichid care se pulverizează și care ne închide foarte bine cuticula. Au și efect de protecție termică și antifriz, tot așa foarte potrivit în acest moment, și reduc această electrizare a părului. Bărbații nu prea își dau seama cât de deranjant este electrizarea părului, dar pentru femei, în special pentru cele cu părul lung, când părul pur și simplu se ridică așa ca la un ariști, deranjează foarte tare. Ca la laboratorul de fizică, pentru că acolo am învățat despre asta. Avem aici adesea invitate care au problema asta, pentru că în spate, îmbrăcate în altceva, nu aveau problema asta la machiaj și când au ajuns aici, din motivul podelei, în primul rând, se ridică tot. Avem și niște filmețe simpatice. Deci da, cred că este un coșmar pentru fete. Se uită foarte multe doamne și domnișoare la noi. Băieții la treaba asta sunt mai liniștiți pentru că au părul scurt. Dar cred că și ei se îngrijesc. N-ar vrea să li se subțieze nimic. Mulțumim tare mult. Deci există soluții. Tehnologia a avansat și nu doar un spălat cu petrol sau cu săpunul de rufe. Propovăduit pe vremea bunicilor noștri rezolvă lucruri. Mulțumim, Diana, pe Diana o găsiți ușor online. Diana Baicu, căutați-o și dați de ea cu siguranță sau de produsele despre care vorbește.